Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Vâlcu, discut cu Lucian Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați. Domnule profesor, am văzut săptămâna trecută un studiu, un raport din Statele Unite care spunea că rezultatele la testele finale din high school, celebrele teste, de văd copiii noștri la televizor filme despre liceele din America, testele respective au valori la jumătate în ultimul deceniu. Cum am zice noi, testele PISA, să le spunem, sau obțin americani, așa în general, America, rezultate foarte proaste, la jumătate. Se prostește lumea. Ce se întâmplă? De obicei ne văicărim noi, suntem pe ultimul loc, sau ne mândrim, suntem pe ultimul loc la testele PISA, stăm prost. Uite că și americanii au probleme. Bună ziua, în primul rând, mulțumesc de invitație. Nu se prostește lumea, numai că structura acestor teste, mă refer la cele PISA, se referă la funcționalitatea învățării. Adică învață limba română, de exemplu, cum este la noi, sau învață o limbă străină, și în ce măsură elevul poate, la un moment dat, să folosească toate informațiile pe care le are și mai departe e în piramida asta de formare, urmează abilitățile și competențele. Deci în ce măsură, cu informațiile pe care le are, care se presupune că sunt informații corecte, după niște planuri de învățământ aprobate și, să zicem, în general acceptate la nivel național, ce știți să facă cu ele? La americani e același lucru. Deci la americani este același lucru. Eu am fost acolo profesor o bucată de vreme, am funcționat și în Marea Britanie. E o problemă, la noi se numește, după PISA, se numește analfabetism funcțional. La ei este chiar analfabetism, adică există un mare număr de absolvenți de liceu care au probleme să citească un text și probleme foarte mari ca să reproducă ideile principale. Deci apare acest fenomen de, să zicem, lipsă de eficiență a sistemului de învățământ. De ce? Pentru că, ce cred eu personal, nu sunt un specialist în psihologia educației, dar vrând nevrând ne ocupăm și de asta pentru că ăsta e jobul nostru. Eu cred personal că învățarea are ca scop formarea unei structuri inteligente care să permită funcționalitatea. Ori există tendința căii ușoare, adică a căii accesării informației și a prelucrării ei făcută de alții, de pe internet. Și atunci rolul acesta de formare, de structurare în vederea utilizării ulterioare informației este diminuată. Este un fel de comoditate, hai să zicem de lene, care este pe undeva normal, adică în condițiile în care trebuie să muncești ca să găsești o formulă sau o găsești de-a gata comentată de alții, preiei automat și încet, încet rolul creativ al învățării scade. E o problemă generală. Toată lumea se vaite de asta. Din această cauză, e la sedentarism. Da. Dacă ai mașină, da, nu mai mergi pe jos. E același lucru. Jos. Nu mai ești antrenat. E același lucru. Este politica minime rezistențe pe care o face fiecare la rândul lui și pentru care nu prea suntem pregătiți. Adică eu cred că sistemul educațional în general, în afluxul ăsta imens de informații, nu este pregătit să schimbe paradigma, să schimbe metodologiile, procedurile. Asta este o problemă. Păi, vă dau un exemplu. Dacă amintesc în clasa 4, nu știu, când am fost predată geografia, prima dată, erau pur și simplu memoram. Timișoara se învecinează cu Jimbolia, cu tare, învățai pe de rost. Nu, era o cărticică, avea o hartă acolo, ce înțelegea lumea, nu înțelegea din ea. Dacă te-ar lua efectiv cu autocarul și te-ar duce prin localitățile respective, ceea ce acum îți oferă un tur virtual. Da, foarte rapid. Tableta, să da, zicem. În câteva secunde. Sau, tot așa, învățai care sunt capitalele lumii, câți cetățeni locuiesc în Lima, e un oraș mare, mic, eu știu, alt oraș din Africa. Dar acum în două taste ai aflat chestiile astea.
Dar și pare că nu mai ai nevoie să, să le mai înveți. Bă, dar și să stea sistemul de, de educație, nu știu, nu te învață să treci strada, să te aperi de accidente, nu te învață elemente simple de astea, de trai în comun. Și în schimb îți ia capitalele lumii și le vezi pe de rost ca să le memorezi, să-ți forjezi tendință, memoria. Tendință generală de critică a sistemului educațional global, care critica de obicei ar trebui să conducă la ceva constructiv, adică să se îmbunătățească lucrurile. Foarte multă lume își dă cu părerea, pentru că toată lumea e legată într-un fel sau altul de educație. De sănătate, de educație și de energie suntem legați cu toți, pentru că suntem consumatori. Fie direcți, fie prin familie, prieteni, copii, rude, într-un fel. Deci suntem obligați să știm lucruri despre asta. La foarte multe lume ajung frânturi, frânturi de informație și după aceea se... Apropo de exemplu cu geografia, asta este o primă parte. Deci o primă parte este învățarea. Eu vă spun ce, cum ni se făcea nouă, nu neapărat clasa 4, puțin mai încolo, la liceu. Aveam în, spate o hartă, ne întorceam cu spatele la hartă și pe baza informațiilor pe care le aveam, profesorul spunea, du-te din punctul ăla până în punctul ăla. Deci, practic, se baza tot pe memorie. Trebuia să erau memorizați. Dar nu era același lucru, pentru că una puteai să presupui că dacă ai de trecut ceva, nu o să treci niște munți de 4.000 de metri, ci o să găsești niște trecători. Adică trebuia să faci niște conexiuni. Și de ce nu te lăsa să te uiți pe hartă? Trebuia să o memorezi întâi. Pentru că altfel puteai să o iei cu degetul, cum faci acum pe internet. Eu cred că nu memoria este o părticică a educației. Dar pe asta insistă cel mai mult, pentru că e cel mai ușor de controlat. Ai reprodus un text. Vreau să vă spun că s-a scos de tot chestia asta. S-a scos de tot, cu excepția anumitor examene la care se cere memorarea unor comentarii sau memorarea unor informații, ceea ce e prost. La literatură, deci, da. Deci asta este prost. Da, bun, dar tu termini liceu, ai învățat care este capitala Namibiei, câți locuitori are Mogadishu, dar nu știi să pui faianță în baie. Și iată că se cer faianțari. Nu știi să repare o priză și să cer electricieni. E foarte adevărat. Dar dacă ne uităm la ce face memorizarea aia care s-a făcut la un anumit punct, adică aia creează niște, o, să zicem, organigramă a inteligenței, din care o parte este rezervată pentru memorie și o parte pentru prelucrare. Este ca și la calculatoare, o parte stocare, o parte prelucrare. Softurile sunt diferite. Ori, nu poți să prelucrezi informație dacă nu o ai. E adevărat că poți să o iei în timp real de undeva. Numai o iei deja, o iei deja mestecată, o iei deja prelucrată de alții. Și atunci, creativitatea care ar trebui, este o bucățică din abilitățile pe care ar trebui să le formeze școala, creativitatea este lăsată deoparte. Fie că părinții vor neapărat să aibă copii cu numai cu 9 și 10, numai cu 10 dacă se poate. Asta e o pretenție generală, mărturisită sau nu. Și atunci, hai să găsim formele cele mai facile ca să obțină 9 și 10 ăsta. E o presiune mare în preuniversitar, la noi nu. Dar în preuniversitar este o presiune foarte mare ca să fie notele foarte mari. Și atunci s-a ajuns la situația în care notele nu mai reflectă efectiv nivelul de pregătire al elevului. La fel, și pe aia vine elevul care intră cu 9 și ajunge într-un sistem în care mai puțin contează notele, contează în primul rând să treci, să rămâi cu ceva, ceea ce ideal ar trebui să se întâmple în universități, și vine din spate cu pretenții de 10, avem pregătire de 5. Ori e un șoc. Am avut acum în perioada asta întâlniri cu studenții de anul tip boboci, cum le spunem noi, așa, și le spuneam că intră într-o lume diferită de ce a fost până acum, în care noi definim prin carta universității, definim studentul ca fiind partenerul nostru, ceea ce este real, și le-am explicat că asta presupune drepturi, dar și responsabilități. Dintr-o dată, de la o clasă la care sunt profesorii care supraveghează diriginții, ședințele cu părinții, grupurile de părinți, dintr-o dată, să ajunge la faza în care studentul este responsabil de sine însuși.
părinții nu mai au acces la notele lor, pentru că ei sunt majori și numai cu acordul lor se poate face chestia asta. Nu-i mai cotorează nimeni pe parcurs, ei trebuie să vină la școală, sunt tutori care se ocupă, avem un consiliu de coordonare prin care mai ales evităm pierderile de anul întâi. Dar acolo vin numai cei care vor. Nu-i obligă nimeni să se ducă. O parte se duc și rezultatele se văd, o parte nu se duc și atunci aș putea să spunem că îi pierdem. În sensul că ajung undeva, am ajuns la o situație în care pierderile, adică studenții care renunță, nu sunt în anul întâi, ci în anul doi. Deci au trecut de anul întâi, ajung în anul doi, înceapă alte lucruri și descoperă că nu e drumul cel mai bun, e prea complicat, așa, au găsit alte forme, ceva mai facile, sau li se pare că specializarea X este mai bună și pleacă. Și atunci apare o anumită degringoladă. Există o minoritate deocamdată. Grija noastră este și responsabilitatea noastră este ca să nu se amplifice fenomenul ăsta. Și pentru asta, apropo de faianță și de greție, jobul nostru, și acum vorbesc de universitatea noastră, de Dunărea de Jos din Galați, încercăm să ne ducem către formele aplicative pe care studenții se le învețe din timpul facultății. Adică pe inginerie se face ceva, pe socio-umane se face ceva și oamenii, adică studenții, învață de mici, adică din ani mici, să folosească la ceva informațiile și abilitățile care se formează în școală. Dacă trece multă vreme și nu se întâmplă nimic cu informațiile astea, ele se pierd. Sau studentul ajunge la concluzia că învață degeaba. Ei, în momentul în care îi dai o aplicație, intră într-un proiect, într-o expertiză, într-o consultanță, ceea ce încercăm să dezvoltăm puternic în ultima perioadă, studenții trebuie implicați de la început. Studenții de toate categoriile, și licență, și master, și doctorat, și postdoc, și tineri cercetători. Dacă nu clarifici acest aspect, e posibil să rămână în categoria aceea de nu analfabet funcțional, da, în care funcționalitatea informațiilor pe care le au nu conduce la mare lucru și nu le folosește nici lor și nici societății. Acum în Europa lucrurile s-au schimbat de la sistemul Bologna doar 3 ani, marea majoritate a facultăților 3 ani, cu 2 de master, în 4 ani nu știu, se maturiza, se așeza, avea timp și de parte teoretică, din anii mai mari se ducea spre practică, acum în 3 ani comprimat, vorba e mai puțin ca liceu. Să știți că asta cu Bologna, noi în bunul obicei al locului să luăm stricto sensul, ne-am aplicat-o chiar în felul ăsta. Eu am avut un proiect comun, Statele Unite erau niște proiecte finanțate și de Comisie și de Departamentul Educației al Statelor Unite. Și am făcut un proiect comun, cum sunt cele Leonardo care erau făcute în interiorul european, un proiect, era programul Atlantis, și am încercat să facem o licență comună. Statele Unite cu trei țări din Europa, adică Portugalia, Italia și Franța. Eu reprezentam partea americană, că eram profesor atunci acolo și lor le era teamă că în timp ce la ei sistemul este oarecum multicolor, la noi, a zis Uniunea Europeană, adică înseamnă că toată lumea face la fel. Nu este adevărat. Numai noi am luat Bologna ca atare. În Bologna, Universitatea din Bologna nu face. Nu. Deci, ca să vă spun, de exemplu, la această licență în care era vorba despre puțină viticultură și vin, adică producție, degustare, apreciere, tehnologie și mai departe, italienii aveau 3 ani, portughezii 4 și francezii 5. Licența s-a luat după 5 ani la francezi. La degustare de vin. Inclusiv e degustare. O știință, sigur. Așa. Deci noi ne-am dus, am considerat-o pe inginerie și am băgat-o la 4 ani, așa, ca să salvăm câte 3 ani tot și puțin, ca să înveți tot ce înseamnă producție și de la viticultură, de la sol până la degustare și la punerea în valoare a vinului. Dar francezii au lăsat-o 5 ani. Deci pe ei nu interesează chestia asta cu Bologna decât în măsura în care corespunde cu viziunea lor. Dacă nu corespunde, au intrat. Sunt foarte multe universități care nu au intrat așa cum am intrat noi în Bologna. Eu nu spun că e rău ce am făcut noi.
cât de cât s-a omogenizat sistemul. Dar avem tendința să mergem uneori strict pe niște prevederi și să le interpretăm în cel mai rigid mod cu putință. Și asta nu e neapărat bine. Îmi spunea o masterandă, profesoară de muzică la o școală generală din țară, că programa îi obligă, îi constrânge să facă și game. Au istoria muzicii, genurile muzicale, mă rog, elemente de genul ăsta și game. Și bineînțeles că nu poți să-i mai constrângi pe copii. Dacă în urmă cu 40 de ani, nu știu, când am făcut noi școala generală, trebuia să, ca să iei premiu, trebuia să iei 10 sau 9, măcar și la muzică. Acum, da, evident, sunt unii care aleargă după note, dar să știți că marea majoritate e nepăsătoare. Și să vii cu game, ceva care ar putea fi util celor care urmează o carieră muzicală, celor care sunt la un liceu de muzică. Dar înainte să-i spui despre compozitor, despre compoziții, despre stiluri, genuri muzicale, tu să te apuci să-l pui pe ăla să facă 1, 2, 3, 4 și să mai și citească gama, deci pe lângă engleză, franceză, română, să mai învețe și că e alt un alt fel de alfabet, nu altă scrie. Și asta să o faci într-o oră pe săptămână. Asta e problema. Problema e că o faci într-o oră și pe săptămână. Și ce facea? Și mi-a zis, domnule, ocolim frumos programa. Și iau desene animate și le pun desene animate și zic, nu, le, fond pune, le pune fondul muzical, zice, asta e din Trei Purceluși. Asta e din, nu mai știu ce desen. Păi stai așa, că e listă. Că ăsta, ce gen, de unde, cum, se uită la desene animate 5 minute, explică ce-i cu, și, cu muzica, ce gen, ce stil, în ce epocă. Ori se alege cu ceva copilul din treaba asta. Din gamele alea, vă spun cinstit, le-am uitat în secunda în care am închis catalogul. Și a fost un chin și nu cred că ne-a folosit la ceva. Aici e o discuție. Deci aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu mi-aduc aminte și prima gamă pe care, prima gamă pe care am descifrat-o împreună cu profesorul în clasa 5-a, și era o muzică, aș putea și acum să cânte cu ăla. După aia am mai învățat și altele. Aveam un profesor de muzică și asta a culminat cu ce făceam, am făcut în clasa 9, am făcut latină și muzică. Iar la muzică, unde aveam 2 ore pe săptămână, aveam o parte de recunoaștere, de recunoaștere piesă muzicală și la nota finală era foarte exigent un profesor și nu i-a prins rău. Eu zic, pe vremea aia nu eram noi super încântați pentru că trebuia să recunoaștem, vorbesc de clasici, trebuia să recunoaștem o piesă. Uitați-vă dumneavoastră că... Păi asta, ba da, asta e foarte bine să recunosc. Tânăra generație care nu vrea să citească un solfegiu, le știe păduros textele de la nu știu ce formație care cântă manele sau altceva. Știți câtă lume știe manelele? Foarte multă lume. Nu numai melodia, ci și textul. Adică, uite că le-a folosit la ceva, solfegiul ăla. Nu la ce ne gândeam noi, dar le-a folosit la ceva. Da, pe noi ne ducea la Ateneu, ne punea pe magnetofon tot felul și ne explica, dar, repet, solfegiile alea, gamele, nu știu la ce. Uite, cum e în Statele Unite? Sunt ai dreptul să-ți alegi. Da. Doamne, mă duc la muzică, vreau să devin pianist sau îmi place domeniul. Și ăla foarte investește mulți copii, timp. Foarte mulți copii au muzică, să știți. Altul se duce la arte plastice, altul se duce la La liceu, istorie. La american, sunt 5 discipline obligatorii. În care Constituția e una, matematică e alta, și limba engleză, astea sunt obligatorii, deci 5. Și sunt 50 de opționale. Și chiar pe bune sunt 50 de opționale. Și atunci copilul se orientează de la început și să știți că foarte multe opționale înseamnă și bucătărie, și muzică, și desen, și film, și pictură, și foarte multe altele. Formațiunea asta umanistă, să știți că e considerată extrem de importantă până la o anumită vârstă. Când se formează caracterul, când se formează... Și dacă vedeți filmele americane, acelea în care o grupă de copii sau o clasă de copii undeva la periferie, unde sunt toți defavorizați, jumate vând droguri sau au vândut, și vine un profesor și învață să cânte,
Așa, mai este o chestiune. La ei în biserică se cântă foarte mult. Gospelul e o manifestare a bucuriei când sunt oameni în biserică. Aia toți, deci nu e niciunul cu școală de muzică. Probabil că pastorul are și el niște noțiuni. Eu sunt de acord, dar trebuie să fie cu admis, respins, bun, foarte bun, cu calificative, nu să... Asta e o discuție. Eu nu sunt specialist, nu sunt specialist în preuniversitate și nu-mi dau părerea că intru pe teritoriul colegiilor din preuniversitate. Haideți să întoarcem în universitate. Spuneați că ar trebui studenții implicați în activități, în studii, în proiecte, în consultanță. Da, universitățile nu se preimplică. Fac cercetare, fac proiecte de astea europene, dar nu vin în dezbaterea publică din țară. Uite, acum, ieri seara, era un caz revoltător la Răstolnița. Nu era permis de către administrația de mediu, nu era permisă pregătirea albiei râului unde va fi hidrocentrat. Deci nu puteau să taie niște lăstăriși una peste alta. Administrația de mediu spunea într-un fel, hidroelectrica în alt fel. Cine să tranșeze problema? Păi Facultatea de Ingineria Mediului. Asta Facultatea, adevărat. Universitatea, discuția cu Roșia Montană. N-am văzut o poziție a universității, nu știu, istorie aveau de unde, chimie, apropo de... Deci, eu vă dau un exemplu. Acolo. Nu vine în spațiu public. Se feresc și să iasă la... De exemplu, noi am intrat, noi universitatea, prin Facultatea de Istorie, am intrat cu Muzeul Județean de Istorie din Constanța, care are o grupă de oameni foarte competenți în arheologie. Se numesc descărcări arheologice. Deci orice investiție care presupune utilizarea suprafeței terestre, presupune în mod obligatoriu o descărcare arheologică și este plin. Străzile, autostrăzile, drumurile, orice, necesită o descărcare arheologică. Și o firmă mare, românească, a scos la licitație. Am intrat noi, v-am zis, în consorțiu pentru descărcări arheologice, proiect mare, care acoperea întreaga suprafață a țării. Și au intrat vreo 7 sau 8 consorții. Noi am intrat ca universitate cu un muzeu de istorie. Pe zona noastră, pe sud-est, nu există un consorțiu mai puternic decât ăsta. Firma respectivă a trecut de, am făcut evaluare tehnică, noi am ieșit pe primul loc, 98,2 puncte, consorțiul nostru din 100, deci excelent, aș putea să spun, și stăm din aprilie pentru o a doua parte a evaluării, care nu știm exact ce conține, și ni s-a explicat că aprilie, august, octombrie, decembrie, ianuarie. Cine face această evaluare? Drept să vă spun, nu știu. Deci universitatea ar putea câștiga resurse. Asta este ideea. Studenții ar putea câștiga experiență. Asta ne gândim. În aceste proiecte și la cine ați aplicat? Cine stabilește? Deci am aplicat la Transgaz. Ei fac evaluarea? Ei fac evaluare de un an. Deci de un an tot evaluează. Deci tehnicul, care e cel mai greu, pe tehnic am ieșit pe locul 1, 98,2 puncte. Și o a doua parte a evaluării, pentru un motiv pe care nu-l cunosc, așa că ar putea să ne spună, bă, sunteți bun sau nu? Tehnic vorbind, suntem foarte buni, adică avem o calificare foarte bună, oamenii care sunt foarte, deci nu avem o problemă în acest sens. Mai sunt și alții, că deocamdată deci se evaluează toți. Ies la bătaie, n-au pile, n-aveți pile, poate că există că toți cei din finală ar putea să aibă, după ce se face contractul cadru cu ăștia 7 care s-au calificat, după aia pentru fiecare investiție în parte, se face o nouă licitație. Deci nu văd care e motivul pentru care se blochează o evaluare la o licitație. Sunt cărări bătute, poteci făcute de ani de zile, preferințe. Nu-mi permit să fac apreciere în acest sens. Dar intrați, stricați un pic jocurile, pentru că se diversifică oferta, nu? Vine... Afectați piața. Eu înțeleg că România nu știu cât să câștigă din construcții, dar din studii de fezabilitate, valori și chestiile astea... Deci ăsta ar fi un următor subiect. Studii de fezabilitate să fac, am mai discutat puțin subiectul ăsta, dar acum pot să intru chiar foarte concret. Studii de fezabilitate să dezvoltă un HG 907 care este încă în vigoare și care prevede niște etape. Sunt bine structurate, lumea știe despre ce e vorba. Deci dacă ai început o investiție, faci SF-ul înainte de a începe finanțarea, pentru că fără SF nu se poate finanța. Deci scoți SF-ul la licitație. Aștepți 6 luni, 9 luni, dacă nu-ți contestați, într-un an de zile faci atribuire.
90%. Ceea ce este cumplit. Deci ne faultăm singuri, ieșim de pe piață, pur și simplu. După un an, câștigă, de obicei, o multinațională. De ce? Pentru că se cere experiență anterioară lungă. Ori la noi, lumea care lucrează în consultanță în domeniu, fie pe istorie, fie pe mediu, fie pe orice altceva, nu poate să aibă așa o experiență lungă, că nu suntem pe piață de... De ce lucrează? Se cere experiență lungă? Nu știu. Deci ar putea să se ceară competență prezentă. Așa, deci să cere experiență lungă. 90% din treaba se face prin subcontractare cu experți români, care primesc 50% din bani. Deci e o formă de tribut către aceste firme. Așa. Ei, care e problema? Că ei își rețin, deci ai putea să le faci direct cu companiile românești sau cu instituțiile. Ai putea să le faci cu instituțiile, să zicem, cu instituțiile de cercetare, respectiv universități și institute de cercetare, pe grupuri care asigură competența totală, fac dovada acestei competențe și ai unei experiențe și atunci faci un proiect de cercetare care are structura unui SF, exact la lege, ca să nu fie probleme. Și ar fi două avantaje principale. Trei. S-ar putea câștiga timpul de licitație. Foarte mult. Acești bani ar putea să intre, considerați, fie considerați pentru cercetare. Și asta ar crește efectiv bugetul cercetării. Și ar crește foarte important atragerea de fonduri europene, că sigur. Sunt multe sigur. Se întârzie posibilități. Poți să intri în... Care ar mai fi o chestie? Când apare un contract comercial pentru un SF, el este valabil 5 ani. Deci după ce a predat SF-ul omul, el nu mai are nicio responsabilitate. Dacă pe parcursul implementării proiectului apar situații noi, trebuie să o iei de la capăt. Deci multinaționala, când a predat SF-ul, din acel moment, ca în orice contract comercial, responsabilitatea a dispărut. S-a vândut o marfă și a pe când noi, universități cu institute, am putea foarte bine să garantăm utilizarea acelui SF pe toată perioada până la finalizarea implementării. Și multinaționale, dacă cineva ar trece în contract... Nu se poate, că e contract comercial. Deci nu are cum să fie așa, pentru că e un contract comercial. Și omul spune, domnule, eu predau în ianuarie, îmi face o comisie de recepție, recepționez, vezi dacă sunt în regulă, am închis, mi-ai dat banul și am plecat acasă. Păi stai, de ce? Dacă când scot la licitație, nu scot, îmi dai șoseaua și ai plecat acasă. Mi-asigur că șoseaua funcționează 5 ani. Nu poți. Comercial vorbind, n-ai cum să faci chestia asta. Dar ce vreau să spun este că SF-ul, și dăm exemplu București-Brașov, care este cel mai... SF-ul la București-Brașov a fost făcut de mai multe ori. Adică luată de la capul licitației și cu plată. Pentru că e valabil 5 ani, conform legii. S-a terminat valabilitatea, la revedere. Nu mai are nimeni nicio responsabilitate. Dar eu care am cumpărat și am studiul la dulap, nu pot să-l dau la unul să mi-l aducă un pic la zi? Nu, trebuie făcut de la capăt. Trebuie? Cine ne obligă? Că nu e legea gravitației, tot noi ne obligăm. Așa este, dar dacă ar fi chestia asta, deci dacă o faci cu o companie comercială care răspunde de tot SF-ul, o să spun, domnule, eu iau de la zero. Eu o iau de la zero, o fac de la capăt, nu mă interesează ce ai făcut înainte, eu o iau de la zero, că am responsabilitatea. Pe când dacă ar fi un grup de instituții care sunt cu o anumită permanență și cu o anumită stabilitate, atunci ei ar putea într-adevăr să ia părțile bune din SF și să perceapă un preț mai mic. Deci ar fi un avantaj general. Din diferite motive, eu am făcut de două ori propunere de modificare. Da, ziceți așa, nu se bagă. Foarte bine, noi, stai la tine acasă, tu multinațională care nu te bagi. Eu așa, astea sunt în România, asta e jocul. Licitația se face oricum. Deci în loc să facem licitație, am putea să facem cum au făcut polonezii, că au dat de la început unor companii serioase, fie companii pentru execuție, pentru studii, s-a utilizat sistemul public. Deci consultanță externă. Nu vedeți că nu vor să facă nimic? Deci tot vorbim de Polonia, că a atras toate fondurile europene. Dom'le, fă căi! Nu vrea România să facă căi. Nu vor. Cine? Nu știu. Clasa politică, clasa administrativă, cine nu vrea să facă? Că e simplu. Dacă ăla a nimerit America luând-o spre vest, te urci în corabie spre vest ca nimerești tu America. Dacă tu mergi spre est, da, sunt niște exemple sau bune. Spre nord, dar mai greu să nimerești America. Eu am avut o discuție acum o săptămână cu domnul ministru Boloș și am explicat câteva chestii care nu sunt în regulă cu PNRR-ul. De exemplu, apropo de energie, noi avem universitățile publice. Mergem cu energia și cu PNRR. Nu, da, vă spun de PNRR.
De ce nu putem aplica? Nu putem aplica pentru că noi avem clădiri, suntem instituție publică, dar clădirile sunt în proprietate privată publică. Deci dacă ați vrea să le faceți... Dacă vrem să le facem eficientizare termică sau fotovoltaice, nu suntem eligibili. Universitățile nu sunt eligibile în PNRR. Deci este... Din motivul cui? Din cauza... Pentru că așa scrie în PNRR. Scrie că dacă există proprietate publică, este ok. Proprietate publică, de exemplu, au UAT-uri, primării, prefecturi, prefecturile n-au, consilii județene. Ei au proprietate publică. Universitățile fiind un... Deci pe legea 500 sunt instituții de interes public, practic, dar proprietățile clădirilor din universități sunt proprietăți private. Ale private publice, ale universității, ale entității publice. E o formă de proprietate, așa e proprietate, definită. Pentru că există acest termen, universitățile, eu am, de exemplu, 14.000 de metri pătrați disponibil. Deci vorbim de semantică, a uitat unul să pună sau n-a vrut. Eu am zis că am discutat și cu domnul. E prostie sau revoință? N-a trecut și în PNR. Chiar m-a întrebat o doamnă de acolo, o secretară de stat, m-a întrebat, dar de ce nu am intervenit când s-a făcut dezbatere publică? Care dezbatere publică? I-am zis, doamnă, da. A fost secret până la ultima clipă. Ce păi, să dacă nici Parlamentul nu le-a avut, poate o universitate publică să pretindă să fie intrat pe chestia asta, nu le-am văzut. Că era atât de clar. Așa, da, e chiar așa, adică ne oprim în toate virgulele, că puteai să te faci că nu-l vezi. Uite, de exemplu, părerea mea, domnule, judecătorul ăla care a decis că 11 hidrocentrale trebuie eliminate ca să protejăm nu știu ce peștișor, au venit ONG-urile, au depus, ai ajuns, domnule, tu judecătorul ăla căruia statul român îți plătește numai salariul, pensii uriașe, beneficii, tot... Și știi că inclusiv salariul tău se plătește din hidroelectrică. Te uiți cu alt ochi. Că și așa n-ai responsabilitate. Dacă când greșești și bagi un în pușcărie, omori, îi trimiți, aia, da, faci pagube de nu știu, că nu ți se întâmplă nimic. Dom'le, dacă acum greșeai și lăsai acele hidrocentrale să meargă. Acum trebuie să ne uităm la cuvântul ăsta, că e public, că e privat. Dacă hidroelectrica avea dreptul să facă SF-urile cu direct cu niște instituții, nu spun care, niște instituții din astea care sunt pe piață de multă vreme, pe piața educațională și de cercetare și care au dovedit că pot. Dacă hidroelectrica avea dreptul să facă aceste proiecte, formă de proiecte de cercetare sau altfel, cu niște universități, concluziile ar fi fost nu exclusiv concluziile ONG-urilor, ar fi fost concluziile, niște concluzii științifice, care ar fi putut să fie, dar bune sau proaste pentru proiectul respectiv. Ce era important era să ținem cont de faptul că acelea erau într-adevăr având o bază științifică serioasă. Dacă nu ai așa ceva, când a fost cu Roșia Montana, mi-aduc aminte o discuție de veche, așa, mi s-a solicitat de partea unor organizații să, având apropiere de studiile de evaluare impactului, mi s-a solicitat să fac parte sau să fiu un fel de referent pentru această asociație și am zis că de principiu n-aș avea nimic împotrivă, numai că aș vrea ca dacă scriu text eu sau fac un studiu, el se va da publicului în integral sau deloc. Ca să nu avem discuții. Că mai ia lumea câte o frază, mai pune, mai așează și nu știu ce. Și am zis, domnule, eu sunt de acord, fac chestia asta cu titlul gratuit, dar cu condiția atunci când se publică ceva de la mine, să existe acordul meu. Așa. Nu ne-am înțeles asupra subiectului, nici nu eram specialist pe domeniul respectiv, adică exploatare de suprafață la minereuri aurifere, care conțin multe alte elemente rare de care avem nevoie și nu avem. Europa are nevoie și nu are. Atunci întâmplarea a fost că o fostă colegă cu care am și lucrat împreună, care a plecat de la Suceava și a lucrat la Vatra Dornei la uraniu, a fost în Galația, a lucrat la Agenția de Protecție a Mediului și acum lucrează, este una din specialiștele recunoscute internațional, tratarea apelor uzate din exploatările miniere. Deci, acum e șeful de laborator în Canada și a fost o bucată de vreme cu 3 ani șeful de laborator în Coreea de Sud. În școli foarte bune, foarte, foarte bune și acum lucrează pentru companii și la universitate. Deci este o persoană foarte serioasă și am întrebat-o la momentul respectiv. Ce părere ai de zonă?
Întâmplarea făcea că știa zona. Și a zis așa, că dacă lucrările ar fi făcute și garantate cu niște lucrări hidrotehnice foarte serioase și bine controlate, sub un control de experți serios, s-ar putea face fără niciun fel de problemă exploatare acolo. Și apele rezultate din spălări care conțin într-adevăr cianuri ar fi garantată păstrarea lor, fiind o tehnologie pe care o utilizează și canadieni. Așa. Eu am spus la momentul respectiv, am zis, uite, luați-o și pe doamna asta, la Ministerul Mediului, care era pe vremea aia, luați-o și pe doamna asta, băgați-o într-o echipă internațională, așa, vedeți, aduceți-i pe experții aici, să stea o lună, două, trei, cât o fi nevoie acolo, să facă toate observațiile necesare și să scrie un studiu pe care să nu poată ataca nimeni, nici din exterior, nici din interior. Asta nu s-a făcut niciodată. Dar să știți că cei care manipulează, care își fac ținte politice din problemele de mediu, nu țin cont de studii. Spre exemplu, în zona biotehnologiei a plantelor modificate genetic, nu că sunt studii, sunt mii de studii, da, care arată că sunt sigure, sunt eficiente, SUA, Brazilia, mă rog, tot se dezvoltă în zona asta. Verzii din Europa blochează politic, n-au dovezi, deci nu trebuie, sau găsesc unul, două studii discutabile, unul chiar a fost dovedit de fraudă științifică, să duc alea la nesfârșit cu principiul precauției, că dom'le, de întâi să fim precauți, mai bine să fim precauți, mai bine flămânzi, deci, în frig, dar să deciziile fim precauți. Astea, deciziile astea motivate politic pot conduce la niște urmări foarte proaste. Îi atrag pe oameni care nu au expertiză științifică, nu? Îi sperie pe unii. Părere. Își dau cu părere. Hai să vedem ce a zis domnul Boloș. Deci să ne întoarcem la... În primul rând, cuvântul ăla, deci public, privat, nu știu, dacă nu se ținea cont de el, își punea universitățile fotovoltaice pe casă. Nu se poate. Și cine venea? Cine zicea nu e voie? Ce care era persoana aia care spunea primul nu e voie? Cine era? De la Curtea de Conturi, de la Poliție? Prima dată direcțiile juridice din ministere. Directe juridice din ministere care... Nu, ca să știți noi cine blochează de obicei, deci cine caută trimis, să nu se facă. Noi am trimis niște adrese prin care am solicitat două chestii atunci. Așa, le-am trimis, nu am primit răspuns și am reușit să intrăm la domnul ministru în audiență și mulțumesc că a fost chiar foarte... La domnul Boloș, foarte deschis la discuție și a zis că una din chestiuni legate de astea ghiduri vechi apărute în 2017-2018, care au fost modificate prin faimoasă ordonanță 64 cu mărirea prețurilor, ghidurile alea pot fi actualizate. Și a zis că apare o ordonanță de guvern care va actualiza acele ghiduri. Că va mai pune un cuvânt public, liniuță. Iar public... pentru PNRR a zis că există intenția, deja niște delegații, niște discuții tehnice care se poartă la Comisia Europeană, prin care să apară anumite corecții la PNRR. Anumite corecții care sunt obligatorii. Am văzut erată la Curtea Constituțională, a schimbat istoria. Am văzut, așa zisă, eroare materială. Dom'le, am greșit. Când am trimis la monitor oficial, a lipsit o virgulă. După ce s-a semnat, acum 2 ani, s-a semnat PNRR-ul, la revedere, nu se mai poate schimba niciun cuvânt. Sensul, fondul problemei este instituție publică, universitatea. Un prost sau un răuvoitor a scos acel cuvânt. Ei, nu putem să-l adăugăm, că sensul e același. E adevărat, dar asta scrie pe textul în română, pe textul în engleză, semnat la Comisia Europeană și nu se schimbă niciun cuvânt decât printr-o nouă negociere. Și eu cred... Și nu se poate face că practic nu afectează contribuabilul european. Nu afectează niciun fel. Ba mai mult de atât. Deci noi ca stat putem foarte ușor să controlăm execuția sau implementarea unui proiect într-o universitate. E mult mai simplu, pentru că e o universitate publică. Scuze. E obligată să prezinte rapoarte. Se deschide ușile de fiecare dată când este necesar. Eu nu cred că a fost în greșeală. Cred că n-au vrut, pentru că dacă îmi spuneți că direcțiile juridice, toți birocrații care stau cu ochii în hârtie au observat treaba asta, de ce eroarea l-au observat-o vine când de la au... cine a scris? De la cine a scris textul, de la cine l-a verificat și de la cine l-a semnat. Culmea, domnul Ghinea, USR-ul se pretinde apărătorul intelectualilor, oameni care au pretenții, care susțin universitățile și ei le-au scos contractul, din joc. Contractul semnat de ei ne-a scos din joc, da. Ne-a scos din joc. Bun.
Bun, să vă mai spun o chestie apropo de asta, de, de energie, să ne întoarcem că asta deci noi am făcut, noi am făcut un, la ora actuală, potențialul, vă dăm adineori un link unde se poate vedea exact ce consum și ce producție avem în timp real de curent electric la nivelul României. E foarte bine pus la punct, e multă transparență pe proiectul ăsta și apreciez. Iar o transelectrică este, te duci pe link și vezi exact. Apreciez foarte tare. Deci este o formă transparentă și foarte deșteaptă care să vadă și omul despre ce este vorba. Așa. Și azi dimineață, bineînțeles că normal, contribuția pe fotovoltaic era mică, nu era încă lumina solară. Deci în acest moment, acum jumătate de oră când am verificat eu, contribuția cea mai mare era pe hidroelectrică. A plouat puțin, s-au umplut lacurile și a început să producă. Potențialul e mult mai mare. Dar, revin la regiunea noastră, la 2 sud-est. Cel mai mare potențial eolian din Europa, inland, adică pe pământ, există în Dobrogea. E cel mai mare, e vreo 12.000 de megawatt. Al doilea este pe Valea Prutului. Deci, de la Galați în sus până Vaslui Iași, e un potențial eolian foarte mare. Foarte mare, este un vânt continuu înaintea vântului care vine dinspre est, nu este nimic, adică nu sunt munți, nu sunt dealuri deosebite, înălțimile, și este o prezență a vântului cu o viteză constantă, ceea ce creează un potențial foarte mare. Pe zona aceea nu se pot pune eoliene, mai la nord de Galați, pentru că nu există nicio linie de înaltă tensiune. Era prevăzută un inel periferic care să se ducă dinspre sud, spre nord și apoi spre vest, care se înconjoare România, că nu avem ceva de genul ăsta, de 220 de kW. Și acum 2 ani sau 3, cred că 3, electrica a renunțat la investiții. Deci nu avem niciun inel periferic pe 220 de kW. Și atunci toate investițiile private, atenție, toate investițiile private de eoliene, așa au dispărut. Pentru că acolo trebuie să ai producție, dar trebuie să ai și unde să o bagi. Ei, gândiți-vă că se putea face o chestie foarte deșteaptă, în sensul cuplării producției de energie regenerabilă cu irigație. Irigațiile știți că s-au scos din PNRR la un moment dat, ori dacă la momentul ăla dovedeam... Adică atâta timp cât îți mergea Morișca, exact, trăgeai apă, atâta când, timp când dovedeam, mergea, nu dai. Dovedeam că toate pompele de acolo funcționează pe energie regenerabilă, ceea ce era foarte adevărat, rămâneau și irigațiile și rămâneau și eoliene. Da, iar nu aveau ce face eolienele. Cum să nu? Păi cum să nu? Pompare se face continuu. Pompare se face continuu. Dar nu e o problemă. Pentru că dacă aveam linie de înaltă tensiune, când ai consumator, sistemul de irigații... Spunea să plătească UE linia de înaltă tensiune. Nu. România trebuia să plătească linia de înaltă tensiune, privații plăteau eolienele și UE plătea sistemul de irigații. Tot cu pompe, care e cel mai scump. Deci noi trebuia să facem... Au zis, nu vor, că trebuie picurată, nepicurată. Totuși... rezolvarea problemei, adică linia de înaltă tensiune este a fost scoasă din problema. A fost scoasă din planul de investiție a electrică. Deci până aia puteai să o pui în PNRR, că trebuie să... Nu o legi de agricultură. Nu, aia nu știu. Au de zis, ce. Faci scos, hidrogen, bagi, că o să fie trenuri cu hidrogen, ce o să fie, ce o să fie, pile de combustie. Toată trecerea asta de la clasic, clasicul actual, la nou, inclusiv regenerabilă, este ca intenție excelentă, ca intenție, este foarte bună. Numai că trebuie bine gândită, trebuie o strategie și o perioadă de trecere lungă și pe niște etape cuantificabile. Deci să declar că treci nu știu cât la sută pe hidrogen în 10 ani este greu de crezut. Greu de crezut că se poate, din punct de vedere tehnologic. Dar apoi să treci de la hidrocarburi lichide sau solide, să zicem, la cărbune, nu e o hidrocarbură, să treci de la producția asta controlabilă de energie electrică, să treci direct sau să te bazezi direct pe regenerabile, este o mare problemă. Sau să renunți la 11 hidrocentrale sau microhidrocentrale, pentru că s-ar putea întâmpla ceva după... Asta de la răspândiță e chiar mare. Multe din ele sunt cu structuri construite, barajele sunt construite. Deci ce nu o să avea facem? Decât nevoie de o secure, da, să taie lăstărișul din... O să băgăm dinamită și o să aruncăm barajele în aer. Acolo sunt milioane de tone de beton, ar fi păcat de Dumnezeu. Deci trebuie găsite soluțiile. Există soluții la care se diminuează impactul asupra mediului,
Întotdeauna există un impact asupra mea. Adică fără discuții că există un impact. Numai că el poate fi diminuat pe niște măsuri și printr-o monitorizare atentă. Dacă nu facem prostii, dar nu trebuie să facem prostii nici așa, nici așa. Vă spun o poveste legată de mediu. În final că... Așa, a, da, o poveste scurtă. Parcul Național Munții Măcinului, 12.000 de hectare. Sunt 5 cuiburi de acvile acolo. Și la un moment dat, acum mai mulți ani, a venit cineva și a zis, pentru că sunt acvilele aștept să le protejăm, interzicem tuturor locuitorilor din zonă să mai cultive ceva. Gârbu, secară, ce mai făceau? Porumb, pentru numai o boacă. Nu mai au ce mânca acvilele, că nu mai sunt șoricele. Ei, vreau să... Exact așa a fost povestea. Deci povestea a fost așa. În anul în care nu s-au mai pus culturile, acvilele nu au mai făcut pui. Pentru că ele, pentru ele, însele pot să se ducă departe. Numai că dacă au pui, trebuie să aibă hrană pe aproape. Au fost 2 ani de zile, o dezastru, ele erau monitorizate, nu era niciun pui, niciunul. Au adus tot felul de experți internaționali, ornitologi, au venit oameni, au văzut ce mai departe, și a venit unul și a zis, mă, dar de ce a scos alea de acolo? Păi că cu pesticidele, ce pesticide, că oamenii n-au bani de pesticide, chiar ei fac, sunt ecologi din fire, așa, din condițiile lor economică și sociale. Așa, dom'le, au pus grâul la loc, sau ce au ei acolo, secară, porumb și așa mai departe, au apărut, imediat s-au făcut acvelile pui. Deci măsurile astea, luate aiurea. Domnule rector, ca să nu facem prostii, cel mai bine nu mai facem nimic. Ceea ce se vede... Și asta e prost. Să facem și noi inteligent. Mulțumim. Și avem cu ce, domnule, și cu cine. Mulțumim. Și la revedere. La revedere.